eu sunt Adela de la Vanilla Moon Books și astăzi o să deschid din nou un pachet de la Owlcrate. Acesta este pachetul lunii ianuarie care a avut tema Magical Artifacts, cred, sau ceva de genul acesta. Este dedicat artefactelor magice și a seriilor centrate în jurul acestora. Din fericire, data aceasta nu am văzut ce se află în cutie, cu excepția cărții. Știu care este cartea lunii, pentru că sunt membră a clubului lor de lectură de pe Facebook și am uitat chestia asta, așa că am scrollat pe Facebook și am văzut întâmplător cartea. Însă partea pozitivă este că e o carte pe care chiar îmi doream să o citesc. Așa că sunt curioasă să văd exact cum arată coperta și autograful, ce este special față de ediția obișnuită și, bineînțeles, care sunt obiectele care înconjoară de data aceasta cartea. Haideți deci să ne aventurăm în această cutie minunată. Opa, o ținem invers. Și o să vă arăt și vouă un mic preview de la cum arată cutia când o deschizi. Sunt deja multe chestii până sus. Primul este, bineînțeles, cartonașul lunii, care are pe spate o descriere a tuturor obiectelor și fandomurilor din care sunt inspirate. O să o pun deoparte pentru referință în caz că nu mă prind din ce serie e ceva anume, dar momentan nu vreau să mă uit pe acest cartonaș pentru a nu-mi lua spoiler. Și primul obiect pe care am pus mâna e o pereche de șosete din bumbac, 85%, inspirate din seria Harry Potter. Sunt niște șosete negre și, de fapt, e chiar a doua pereche de șosete pe care o primesc într-un Owlcrate. Îmi plac foarte mult șosetele cu modele și nu pot decât să mă bucur că sunt șosete cu Harry Potter. Haideți să le desfacem un pic să vedem cam ce mărime au. Par o mărime destul de standard de șosete pentru picior obișnuit de femeie. Eu am mărimea 36 și știu că mi-erau bune și șosetele de data trecută și acestea par ok. Cred că sunt bune pentru numerele, nu știu, 35 până la 39, aș zice. Și da, sunt inspirate de talismanele morții. Apoi avem această gentuță cu fermoar. Poate funcționa ca penar sau gentuță pentru obiecte de machiaj. Și este un citat din V.E. Schwab, "Cal wore a very peculiar coat." Pe o parte, iar pe cealaltă parte scrie "As travers we travel." Sunt curioasă dacă e inspirată din seria aceea care a apărut și la noi, la editura Nemira, pe care vreau să o citesc. Dar o să confirm acest lucru la final cu bilețelul de la Owlcrate. Apoi mai este un obiect de material textil. Tot ceva cu citat. "Without stories, we wouldn't be human beings at all." Un citat din Philip Pullman. Cred că este din Busola de Aur. O carte pe care vreau să o citesc, dar din păcate momentan am văzut doar filmul când eram mică, chiar pe când apăruse. Dacă bine mi-amintesc din ce spuneau ei pe pagina, este destinat decorațiunilor, dar poate funcționa și pe alt fel de principii. De exemplu, puteți să-l folosiți ca față de masă decorativă sau să-l atârnați pe perete, I don't know. Momentan nu știu exact ce o să fac cu el. Dar Blue deja deschide cutia, așa că trebuie să-l îndepărtez până nu face mizerie. Mai avem o cutiuță, care cred eu că conține o bijuterie sau un pin. Este o brățărică. Este o brățărică foarte drăguță. Aurie. Cu niște mici detalii, ca niște spini. Să vedem dacă mi-e bună. Este o brățărică care se poate lărgi și strâmta în funcție de purtător. Aduce oarecum cu coperta de la Prințul Nemilos, dar o să verific dacă are vreo treabă sau nu cu seria, pentru că pe cutiuța cu bijuterie nu scrie nimic. Însă brățara în sine îmi place foarte mult, e foarte elegantă. Avem apoi un obiect Owlcrate exclusiv, Sting Sword. Sting is an ancient elvish blade. When orcs or goblins are near, the blade glowed blue, alerting the wielder and others who could see
It to Their Presence. Cred că este un obiect inspirat de The Hobbit și Lord of the Rings. Oh, da. Bilbo Baggins had it engraved with a Sindarin text translated into English. It reads, Sting is my name, I am the spider's bane. Also works great as a letter opener. Un deschizător foarte drăguț de scrisori în formă de săbiuță. Dar pe lângă asta o să dea foarte, foarte bine în poze. Dacă l-aș putea și deschide, asta e foarte ironic. Folosesc o forfecă. Și o să îl scot de aici. E foarte drăguț. Este un obiect din lemn. Este gravat cu scrierea elfilor. Foarte, foarte tare. Nu mă așteptam. E o surpriză plăcută. Și poate e un imbol pentru mine să termin odată volumul 1 din seria Lord of the Rings. Pentru că am început, cred că prin anul 1 sau 2, volumul 1 din Lord of the Rings. Din Stăpânul Inelor și am citit doar jumătate. Și apoi l-am abandonat pentru că eram în sesiune. Dar ar trebui să o iau de la început, probabil, că nu știu dacă mai amintesc tot. Sunt curioasă dacă voi ați citit Stăpânul Inelor sau ați văzut doar filmele ca și mine. Urmează apoi pinul lunii. În loc de acele pinuri de plastic, vor fi de acum broșe din acestea metalice, făcute de diversi designeri. Acesta este făcut de Alchemy and Ink. Și pe el scrie Wolves Were Everywhere. O să verific, bineînțeles, la final de unde sunt toate obiectele. Și, bineînțeles, urmează cartea. Primul obiect este inspirat de carte. Este un... cum se spune? Nu știu exact cum îi spune, dar se leagă la bagaj și poți pe spate să scrii numele și adresa în caz că se pierde bagajul. E foarte drăguț și am observat că foarte ușor se deteriorează aceste tag-uri pentru bagaj, așa că o să-l pun de rezervă pentru că momentan am unul dintr-o cutie japoneză și până nu se strică nu vreau să-l pun pe acesta în folosință, însă e foarte drăguț. Și are aici un design cu turnul Eiffel pentru că acțiunea cărții are loc în Paris. Acum urmează cartea pe care abia de-am scos-o din cutie pentru că este foarte, foarte înaltă. E exact pe dimensiunea cutiei. Din această cauză s-a și deteriorat puțin ambalajul de hârtie, din plastic, din fericire. Cartea nu a avut de suferit. Cartea este The Gilded Wolves de Roshani Chokshi. Și îmi place foarte mult coperta. Trebuie să spun deja acest lucru. Avem de asemenea și o scrisoare de la autoare. Și o să începem cu scrisoarea. Scrisoarea vine în acest format foarte drăguț. Nu-mi dau seama dacă este... Nu, nu este scrisă, este tipărită, din câte îmi dau seama. A fost o tură în care a fost chiar scrisoarea scrisă de mâna autorului, dar aceasta este doar tipărită. Dear all great reader, I am thrilled the Gilded Wolves is in your hands. Paris captured my imagination years ago, particularly the Belle Epoque era. In my head, it was decadence distilled, pearls snapped between teeth, skin sticky from spilled champagne, cabaret in velvet theaters. Citesc foarte greu pentru că e un font foarte ciudățel. But that I soon discovered was the gilded face it wore. The 19th century had many horrors. Colonialism, genocide, theft, and hate. The Gilded Wolves grew from this, I don't know, place. Nu înțeleg fontul, e foarte ciudat. I thought about the tension and beauty and honor, the divine and the demonic. I wanted to explore the lives of characters who occupied that torn space. I wanted to know the shape of their dreams, texture, and their nightmares, perfume, and perfume of their world. Severin, Leila, Tristan, Enrique, and Hypnos came to life on the page. Their adventures and hunt for treasure dragged my imagination to unlit corners of history and myth. They kept me awake at night. They made me weep and laugh and sigh. I can't wait for you to meet them and explore their world.
Above all, I hope this story makes you question that which glitters too lightly, brightly. Even wolves can be gilded. Love, autoarea. Și să ne uităm puțin la carte. Asta este coperta și aici o să vă pun coperta originală. Aceasta are câteva diferențe pe care o să le văd și eu imediat în cărticica lor. Interiorul negru, exteriorul acest verde superb și cu această gravură drăguță. Și, bineînțeles, autograful. Autograful este chiar scris de mâna ei, nu este tipărit sau ceva. Se și vede că s-a imprimat pe spate. Se simte și la mână că a fost scris și nu tipărit. Cartea e drăguță în interior. Hai să vedem. Font drăguț. Scris decentuț. Numărul de pagini este 380 și ceva. Și are decked edges, cum zic americanii, nu știu exact cum se spune în română, sunt practic stratificate, cumva paginile au dimensiuni diferite și dă acest efect foarte interesant. Asta este autoarea și eu vreau să ne uităm puțin și peste revistuța lunii acesteia. Asta este revista. Și, bineînțeles, avem din nou interviu cu autoarea. Asta este coperta lunii, coperta lui Owl Cred și coperta obișnuită. Sunt ceva diferențe de colorație. Nu sunt diferențe foarte majore, dar e ceva care face ediția pe care o iei de la ei să fie mai specială. De asemenea, ca de obicei, jocul de căutat cuvinte și câteva recomandări în caz că îți place cartea lunii. Cele primele două nu le știu, dar Shadow and Bone de Leigh Bardugo am citit și mi-a plăcut. De asemenea, avem ceva interviu cu designerul gentuței cu fermoar și challenge-ul cu ce fotografii să facem luna aceasta pentru a avea o șansă să câștigăm o cutie viitoare. Eu o să particip, bineînțeles, ca de obicei, la câteva cel puțin dintre aceste challenge-uri. Iar tema lunii următoare, tema lunii februarie, este Whimsical Beasts și o să cuprindă și un item designed de Four Seasons Fox. Îmi place foarte mult, cum să zicem, logo-ul acestei persoane, care cred că este Luna din Sailor Moon. Și am primit chiar astăzi e-mail sau zilele trecute, astea cel puțin am citit e-mailul de la Owlcrate că în luna februarie o să fie două obiecte mari inspirate de Harry Potter și una dintre ele o să fie o căciuliță. Deci sunt super entuziasmată, bineînțeles că mi-am comandat-o, deja am plătit-o, v-am spus că rămân abonată la Owlcrate, așa că să vă așteptați la un următor videoclip luna viitoare cu tema Whimsical Beasts. În secțiunea de comentarii vă aștept să-mi spuneți care e obiectul vostru preferat din această lună. Și vreau să ne uităm puțin și peste cartonașul care ne spune ce am primit în cutie. Deci, în primul rând, brățărica este inspirată de seria Shadow and Bone, deci trilogia Grisha. Acestea sunt coarnele cerbului din acea trilogie, deci n-am fost deloc aproape de adevăr cu Prințul Nemilos, dar oricum nu am citit cartea aceea ca să am o părere foarte avizată, dar da, are sens că este din trilogia Grisha. Bineînțeles, acel descrisător de scrisori de lemn inspirat din The Hobbit și făcut de Juniper Ivy Design. Apoi, șosetele cu Harry Potter, care au fost realizate de echipa Owlcrate și de Michelle Gray. De asemenea, borseta aceea cu fermoar, inspirată de A Darker Shade of Magic, cum am bănuit, seria care a apărut și la noi la editura Nemira, iar designul este realizat de Stella Bookish Art. De asemenea, acel material frumos inspirat de busola de aur e făcut de Holly Dunn Design și este gândit ca tapiserie pentru perete, deci o decorațiune pentru perete.
Bineînțeles, cartea The Gilded Wolf de Roshani Chokshi este o carte care are acțiunea în anul 1889 într-un Paris plin de secrete, iar unui personaj pe nume Severin este oferită șansa să își redobândească adevărata moștenire caută ajutorul unei benzi de oameni ca să găsească un artefact pierdut de mult. Pare o serie plină de mister și chiar magică, așa că sper să-mi placă și mie. Iar de asemenea, cu această lună începe noul an în care în locul pinurilor clasice, design inspirat de cartonașul lunii, vom avea acele broșe pe care vi le-am arătat. Această broșă este inspirată chiar de cartea Gilded Wolves și făcută de Alchemy and Ink. Mie mi-a plăcut super mult cutia, consider că și-a meritat toți bănunții, cum spuneam, rămân abonată la ea. Pe voi v-am pupat și vă doresc doar lecturi minunate. Read on! Bye!